Salutare tuturor și bine v-am găsit! Mă aflu la tata la țară, la căsuța de la țară și vreau să vă arăt roșiile lui. Sunt extraordinar de mari, au crescut foarte frumos, au crescut mult mai bine decât cele pe care le avem noi. Haideți să le luăm așa la rând. Acesta este soiul inimă de bou, soi pe care îl avem și noi, de fapt răsadurile le are de la noi. O să o luăm așa de jos în sus ca să vedem cum s-au dezvoltat. O să vă spun și probabil că nu o să credeți că tatăl meu nu le-a stropit cu absolut nimic și mai mult decât atât nici nu le-a udat, le-a lăsat așa, naturale, ținând cont că au fost și ploi, a fost o perioadă foarte ploioasă, nu a fost necesar să le ude și putem observa cât de bine arată. Au și rod și sunt mult mai sănătoase decât cele pe care le avem noi acasă. Cele pe care noi le-am fertilizat cu găinați de pasăre, le-am dat lapte, le-am dat macerat de urzică, putem observa foarte bine că arată mult mai bine. Bine, au început să se mâneze aici colo, dar e normal, pentru că și soarele e puternic, dar nu sunt afectate precum cele pe care le avem noi acasă. Rodul este foarte bogat și putem să tragem niște concluzii pe care eu le-am tras încă de acum vreo 2 săptămâni, când am constatat că și cele de la plantație arată mult mai bine, cele care nu au fost îngrijite, nu au fost copilite, nu au fost palisate, nu au fost defoliate, ele arată mai bine. Deci ideea este următoarea, din punctul meu de vedere, cu cât roșiile sunt lăsate mai natural, mai să crească mai fără intervenția omului, părerea mea este că ele se vor dezvolta mult mai bine. Vreau să vă spun și distanța între plante. Ele sunt plantate foarte des, au o distanță de aproximativ 40 de centimetri între ele. Și cu toate acestea s-au dezvoltat foarte bine. Tulpina este groasă cât un deget și nu sunt defoliate, nu sunt, acestea o să le curăț eu uscate în cursul zilei de astăzi. O să le curăț, dar repet, e normal să se mai și usuce pentru că și soarele este puternic și e normal să ca frunzele să se mai usuce. Da, inimă de bou. Eu inițial am crezut că soiul acesta, inimă de bou, nu ar merge anul acesta, pentru că niciodată nu am pățit ca să cultivăm de 8 ani în fiecare an acest soi și nu am avut probleme până în acest an. Cauzele mai exact nu se știe. Eu bănuiesc din cauza faptului că soțul le-a stropit cu zeamă bordeleză. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, s-au îngălbenit vârfurile și automat a trebuit să le tăiem ca să-și revină cumva. Dar, după părerea mea, motivul pentru care acelea nu s-au dezvoltat și acestea s-au dezvoltat e simplu, e clar. Acestea au fost lăsate în voia lui Dumnezeu, nu au fost stresate și au crescut foarte frumos. Cele de acasă, cu cât le-am îngrijit noi mai mult, cu cât le-am fertilizat, cu cât le-am copilit și le-am defoliat, cu atât au fost stresate mai mult și din această cauză nu s-au îmbolnăvit și nu au mai dat înainte. Da. Am vrut neapărat să arăt acest lucru, să tragem niște concluzii cu toții, bineînțeles, împreună. Acestea sunt concluziile mele. M-aș bucura să-mi spuneți și voi care ar fi concluziile voastre, de ce acestea arată atât de bine și cele de acasă arată cum arată. Adică
m-aș bucura dacă ne-am sfătui împreună și am ajunge la niște concluzii. Pentru că e bine să învățăm din experiențele noastre și, bineînțeles, și ale celor din jurul nostru. Bun, acum, haide să vedem ce soiuri mai are tata pe aici. Acestea sunt inimă de bou, care arată foarte bine. Și el a fost mai inspirat, a pus mai multe soiuri, nu doar inimă de bou. El a pus și cileginii, acelea micuțe, care și ele au crescut bine. Și mai are câteva soiuri, dar nu le știu eu acum, nu știu cum se numesc. Vom merge și le vom studia și pe acelea. Au crescut bine. La fel, neudate, necopilite, sunt copilite, sunt defoliate, dar nu au fost fertilizate, nu au fost udate. Asta și din cauza faptului, repet, că perioada a fost foarte ploioasă și nu era cazul să le mai ude. Dar se pare că va urma o perioadă secetoasă și atunci va trebui să găsim niște soluții. Să vedem dacă va dori un sistem de irigare cu peturi, va trebui să discut cu el și să vedem. Acesta nu cunosc soiul, nu este nici inimă de bou și nici cileginii, nu știu. Dar dacă gustul va fi bun, cu siguranță voi opri semințe și voi pune și eu anul următor. Da. La fel, sunt puse foarte des și aici. Și nu mai merg mai încolo, că spațiul este foarte restrâns. Mergem dincolo să vedem ce soiuri mai are tatăl meu. Aici pare că ar fi cileginii. Culoarea arată foarte bine. Frunza la fel, sănătoasă. Leagă până sus. Da, cileginii după cum arată. Aici e un pic mai multă umbră, dar arată foarte, foarte bine. S-au dezvoltat bine. Și jos avem formate aici. Și mai avem și în altă parte, roșioare, mergem imediat. Mai avem și aici, în spatele casei, trei rânduri de roșii. Acestea observ că sunt un pic mai mânate, dar s-au copt. Sunt primele care s-au copt. Soiul nu știu. Oricum nu este nici inimă de bou și nici cileginii, nu cunosc soiul. Dar la fel rămâne de văzut, dacă sunt gustoase, dulci, atunci voi opri și eu semințe și voi pune anul viitor. Din păcate, ele fiind expuse în mod direct la soare, s-au îngălbenit. Probabil că aici ar fi mers o plasă de protecție, de umbrire cumva, ca să nu le ardă soarele. S-au copt, dar în păcate s-au și uscat. O să le leg cumva. Da. Rămâne de văzut ce se va întâmpla și aici. Vă amintesc faptul că tatăl meu vine odată la 2-3 zile și nu are timpul necesar să stea să le lege, să le
dar după cum am putut observa, s-au dezvoltat mult, mult, mult mai bine decât cele care sunt acasă, îngrijite, copilite, defoliate. Bun, cam atât, dragii mei, în legătură cu roșiile. O să mă opresc aici și bineînțeles că o să revin în viitorul apropiat cu noi videoclipuri, să vedem și evoluția lor, cum se dezvoltă, cum cresc. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, toate cele bune!